Partea finală a emisiunii de astăzi, a emisiunii Bucovina Sport Action. Invitați așadar președintele Asociației Județene de Fotbal, Ciprian Anton, președintele Comisiei Județene de Arbitri, Andrei Pișta, și Andra Vasiliu, arbitru junior republican. Andra, unde te vezi în următorii ani? Cât mai sus, cum am spus, vreau să fac din pasiunea pe care o am acum meserie. Și vreau să zic că m-am ambiționat și faptul că am mers la băieți și mi-au spus toți, tu nu poți. Și aha, sunt fiecare vrea să demonstreze că poate. Așa. Atunci când își dorește. Și chiar mi-ar plăcea să ajung cât mai sus, chiar și la nivelul domnului Sebastian. Cât dedici momentul de față arbitrajului? Cât timp? Sau, practic, ce faci la ora actuală, în afară de arbitraj? 21 de ani, ești la facultate? Două facultăți, da, kinetoterapie. La două facultăți, două deci facultăți, nu una, da. Două. Două, două. La kineto și la? Educație fizică și sport. Mai practic un sport la facultate și hobby-uri, dansul, că îmi place foarte mult. Și bănuiesc ca la sportiv, nu? Și. Da, cu alte cuvinte, un program foarte încărcat, dar atâta timp cât e și Facultatea de Educație Fizică și Sport și deja la partea de pregătire s-ar putea să te antrenezi mai mult decât unii de Liga a treia, ca număr de antrenament. Da, e în regulă. Ca spunea președintele Ciprian Anton că din postura de fată ai un avantaj în plus. Da. Ce înseamnă asta? Îți dă voie să mergi de 4 ori la examenul la care a fost de 2 ori până acum, Andrei? Nu. La noi, acum când am mers la program, am fost în jur de 50 de fete care au participat. În schimb, la băieți sunt mult mai mulți. La noi, dacă sunt scoase la concurs 2 locuri, două la centru, dăm un exemplu, două la centru, două la asistenți și merg 6 fete. Adică au 4 dintre ele, sigur, dacă se pregătesc, reușesc. Cu alte cuvinte, la băieți e concurența mai mare. Cum era la facultăți pe vremuri, 50 pe un loc, 60 pe un loc. Ei, aici e un pic mai bine. La băieți cum a fost, Andrei? Păi anul trecut când am mers la promovare, eram undeva la 100 de candidați pe 10 locuri, ne-am bătut 10 pe un loc. Și destul de dificil. Având în vedere că ați întrebat-o pe Andra cu de ce este mai ușor pentru ele, a început să ia amploare în arbitraj, în a promova și persoanele de sex feminin. Da. Pentru că își aduc și ele un aport benefic la chestia asta. Este, cum să vă explic eu... Mai puțin de bănuit că ar face jocuri sau nu știu, pentru că fac parte din categoria celor care pot fi acuzat de orice, dar nu de misoginism. Da? Deci pot fi acuzat. Dar nici să transformăm chestia asta într-o discriminare pozitivă, adică musai să băgăm fete. Nu! Să băgăm pe cine merită, cine poate să arbitreze. Ce-i drept, am spus și eu repet, cred că asta am zis eu undeva la începutul emisiunii. Sâmbătă am avut arbitru asistent o fată care, vă spun sincer, 2-3 decizii grele le-a interpretat foarte bine. Deci ce-mi trebuie mai mult? Dar cu atât mai mult cât la un moment dat prezența feminină s-ar putea să-și spună cuvântul și să se mai civilizeze unii de prin tribune, că parcă nu le iese la fel. Referitor tot la programele la care se află și UEFA a implementat niște programe și pentru băieți și fete, pe lângă concursul de promovare, în cadrul căreia, pe o perioadă de un an de zile, băieți sau fete sunt chemați la testări. Niște testări relativ mai ușoare decât concursul. Perioadele alea perioada de un an de zile, dacă undeva la 3-4 examene sunt finalizate, ei primesc două jocuri la Liga 3.
sunt observați de observatori din cadrul Comisiei Centrale. Da. Primesc două note, iar pe baza notelor, cei care au primit jocurile, primii 10, primii, din, mă refer, dintr-un număr de 20 de candidați sau așa, promovează. Ceilalți au șansa. Da, da. Pe lângă Andra mai avem încă două persoane, chiar încă o persoană de sex feminin care este cu ea în program, Ciobanu Bianca din Falticeni, și un central care sperăm ca anul acesta să ne fie aproape la Liga 3, care tot așa intră un program de dezvoltare numit Cavalerii Viitorului, Ifto de Silviu, de la Falticeni. Ți se dă ocazia, pe lângă concurs, care v-am zis, are un stil mai draconic, să UEFA a implementat aceste programe și pe lângă faptul că la concurs doar dai probe și ești promovat, aici, după niște probe, ei te văd și cum acționezi în teren. Unde a fost ultimul meci pe care l-ați arbitrat dumneavoastră? La CSF Urei cu Unirea Slobozia, scor 1-2. Cum a fost meciul? Un meci... Făurei, acolo nu-i Bănel? Da. Echipa lui Bănel, e mare patron Bănel. A jucat și el și fratele lui. Da. Chiar am avut plăcerea să-l cunosc. Tot așa cum minte sau fiind acasă și-a mai dat drumul? Nu, și-a văzut de joc. El controlează majoritatea atribuțiunilor în cadrul echipei acolo. Un joc foarte disputat și având în vedere că e undeva pe la subsolul clasamentului, au condus liderul Unirea Slobozia cu 1-0 până în minutul 80 și spre final s-au văzut învinși și pe o greșeală de portar. În fine, dar un joc foarte atractiv și chiar nu-și merită locul. Multă lume în tribune? Undeva la 400-500 de persoane. Da. Mai bine decât la noi. Au o tribună foarte, foarte mare în spatele asistentului 2. Da, e echipă nou promovată anul acesta. A pierdut greu, am înțeles, și cu Rapid București. Clasamentul e un pic mincinos, au pierdut unele puncte, nu știu, eu i-am văzut așa ca echipă... Destul de bine. Da, undeva din ce am văzut în seria, eu aș încadra în primele 5-6. De acolo. Regulă, pe dumneavoastră care proveniți din zona nord-est, vă trimite să arbitrați în altă serie? În această primăvară, eu cu colegii mei ne-am făcut o foaie către Comisia Centrală, o cerere prin care am sugerat să mergem în toate seriile de Liga 3, pentru că suntem un pic dezavantajați în cadrul seriei 1, unde avem 3 echipe care nu le putem oficia. Corect. Suceava, Fălticeni și Rădăuți, n-aveți cum. Și din start am plecat cu un dezavantaj, dacă am rămâne doar în seria asta. Da. Normal, delegările la arbitrii pe Liga 3, undeva ei încearcă să se încadreze în distanța de 250-300 de kilometri maxim. Noi aici, dar noi asta au o problemă. Pentru AB a ține sub un anumit control și costurile de arbitraj. Câte e indemnizația pentru o partidă oficiată? Cu alte cuvinte, câți bani au un arbitru? Vă referiți la Liga 3? La Liga 3. 740 arbitru de centru și 600 arbitri asistenți. 600 arbitri asistenți. Da. Două sau câte meciuri pe lună prindeți? În momentul de față și din postura jocurilor bune, și eu și colegii mei care le-am avut, suntem acum în momentul de față a trecut etapa a noua, am avut, eu cel puțin am avut 6 jocuri, iar colegii Alex și Vlad au avut câte 5 jocuri. Momentan ne situăm bine. O dată la două săptămâni. Ne situăm bine. Asta și datorită faptului pentru ce am prestat. Da. Notele și... E clar că dacă nu ai notă, nu poți să-ți notă. Una e una, alta e alta. Trebuie să învin și utilul și plăcutul, dar să faci și treabă bună, că altfel lucrurile nu se leagă. Tot legat de baremuri, din ce m-am informat, pe zona Moldovei, împreună cu, în primul rând, sprijinul AJF-ului, avem de la începutul anului 2018,
avem cele mai mari baremuri la nivel județean. Da, apropo de asta, aici, pe plan local, cum e? Cred că e foarte bine să spunem lucrul acesta, cele mai mari, că se va gândi lumea la nu știu ce cele mai mari baremuri. Nu, avem bun, dacă baremuri. E cu 2 lei mai mult, deja e cel mai mare, nu? Exact, dar nu neapărat ca sumă mare, ci ca și referire între Vaslui, Neamț, noi am făcut Iași, am avut o discuție chiar și la începutul anului. Ne domnul dorim. Anton. Omul ăsta încearcă să-și aduc copii pe care să-i fac arbitri. Da, dar nici n-aș vrea ca echipele să înțeleagă chiar avem cele mai bune arbitri, că mă voi trezi cu toate echipele. Domnule Anton, ce faceți? Noi suntem cei mai... Da, în momentul în etapa, adică... nu știu cât, să înceapă această discuție. Am înțeles, deci trebuie să mai vorbești cu șeful să... putem să mai creștem dacă e nevoie. Dacă nu sunt mulțumiți cursanții noi, putem să le oferim mai mult. Ce baremuri sunt la nivel de Liga 4, Liga 5? Mă uit către dumneavoastră, domnul Anton. Sau către dumneavoastră, domnul Pișta? Nu, îi lăs pe arbitrii. Da? Da? Okay. Eu nu sunt cu baremurile. Nu? Nu? Nu, eu l-am, eu împreună cu echipele, dar ei sunt cei care... La adunarea generală s-a stabilit lucrul ăsta. Da, ce se întâmplă? Ei vin și propun. În cazul în care există calitate și noi toți împreună cu conducătorii suntem de acord. Adică... Domnul Anton, dar eu știu că și banii trecuți ați adus sponsorizări. Tocmai ca să fie bine, ați adus sponsorizări pentru Comisia Județeană de Arbitri. La început chiar am dotat Comisia Județeană de Arbitri cu 100 de rânduri de echipament. Noi avem acum nu neapărat un pariu, dar cât faptul că încerc și pe Andrei să-l fac să aducă și el ceva și am spus, pentru anul următor avem pentru bugetul lor, avem ceva separat. Numai că trebuie să vedem că avem ce lucra, avem ce veni din urmă. E datoria lor să umble, să aducă, iar eu voi ști să le creez bugetul lor separat la ceea ce înseamnă și ce nevoie au. Vom încerca să dotăm și cu fanioane, și cu fluiere, și cu cartonașe, cu echipamente, dacă va fi cazul. Deci cu tot ce are nevoie eu sunt la dispoziție, dar pe partea cealaltă, nu că aș vrea să creez o presiune, pe partea cealaltă trebuie și să crească puțin nivelul la calitatea ceea ce calitatea arbitrajului. Pentru da. Că, vă dați seama, eu încerc să fac lucrurile astea. Ceea ce spuneți dumneavoastră e logic. Arbitrajul de mâine trebuie să fie măcar un pic mai bun decât cel de astăzi, în permanență. Exact, tot timpul trebuie să creștem. Suntem la nivel de Liga 4, Liga 5, ne dorim și noi să trimitem arbitrii la nivel de primă ligă, de Liga 2, de Liga 3, cât mai mulți. De fiecare adică, dată de ani bun de zile, Suceava n-a avut reprezentant la Liga 3. Munca lui Sebi s-a văzut, îndrăznesc eu vreau să spun, prin generația asta de arbitri. Vreau să vă spun că în momentul de față nu avem o brigadă completă, pentru că și nouă ne-ar fi foarte ușor, avem un derby. Spre exemplu, la sfârșitul săptămânii, vorbeam cu Andrei, sunt două derby. Joacă locul 1 cu locul 2, locul 3 cu locul 4. Ce tu, fie cum e mai rău. Vă dați seama, și nu avem o brigadă, o brigadă însemnând un central și doi asistenți. Dar ne vom chinui, vom vedea exact, poate vom găsi, nu avem o brigadă de Liga 3, că putem să-l folosim pe Iftodi, care e în vederile Ligii a 3, putem să-l folosim pe ceilalți. De ce nu apelați la județul vecin la chestia asta? Nu, pentru că dacă va fi cazul, deocamdată ne descurcăm și merg pe ceea ce înseamnă. Știți cum e cu județul vecin, fără supărare, am apelat de fiecare dată și avem nevoie. Exact ca la Liga 1 când aducem arbitrii de străinătate. Păi, a noștri nu sunt buni. Ce au a noștri? Adică de ce? Eu am tot interesul să-i ridic. Să creăm o suspiciune. Am tot interesul să-i ridic pe ei mei, dar asta ne la un moment dat, dar dumneavoastră ați folosit, ne chinuim și facem. Băi, ok, hai să nu ne chinuim, hai să rezolvăm lucrurile natural. Folosim și noi de acolo, că și reciproca e valabil. Eu să știți că încă o dată vă spun, am încredere în ei că pot arbitra un meci, chiar și cei care îi avem, chiar dacă nu avem, să zicem așa, arbitru central, dar brigada și comisia lor, sunt sigur că iau decizii cele mai bune ca să nu avem probleme. Ce fel de probleme? Legate de arbitraj, că altfel de probleme nu au fost la Liga 4. Eu am încredere încă o dată, am încredere în ei și sunt sigur că vor face treabă, dar să știe și ei că sunt cu ochii și văd exact ceea ce se întâmplă și la adunarea generală, cum spuneați dumneavoastră, și împreună cu delegații, împreună cu ei, pentru că acolo se întâmplă tot felul de discuții, se pot lua decizii care pot fi și în defavoarea lor, dar pot fi și în avantajul lor. Pentru că dacă au o prestație bună... Cu dumneavoastră am început emisiunea, tot cu dumneavoastră închei, bine, am să mai vreau câteva, măcar câte o propoziție la fiecare din cei doi. Să ne întoarcem un pic cum a fost etapa asta, etapa a patra ediție a Fotbal și Feminitate, 14 județe, da? Da, am avut zic eu o competiție reușită, felicitările de final. Unde și s-a derulat? S-a desfășurat la liceul Cubran Sportiv pe terenuri sintetice. Am împărțit în două terenuri sintetice de dimensiuni de 40 pe 20.
Încă o dată, unii au înțeles această competiție, alții poate chiar din colegii noștri n-au înțeles, pentru că această competiție nu trebuia să aibă deloc fete legitimate. Au fost unii dintre colegii ai noștri care își doresc cu ardoare să câștige această competiție. Suceava nu s-a numărat printre ele, Suceava chiar a ieșit pe locul 12 sau 13. Nu e o rușine, este nivelul la care ne aflăm la fotbalul feminin, pentru că dacă în ceilalți ani aveam Armonia în Liga a doua, în momentul de față am rămas doar cu Liga a treia, cu Nicu Gane, iar în rest nu mai sunt, nu mai e pasiune cum e Marcel. Ai jucat la Armonia, a jucat. La Armonia. Ieri am arbitrat la Nicu Gane. Da, arbitrat la Liga a treia, dar nu mai e acea pasiune. Găsești greu persoane care se ocupe doar de fotbalul feminin. Ea a fost de promovare, eu zic că a fost o reușită, pentru că eu cel puțin mă bucur, pentru că e a patra oară consecutiv când îl organizez turneul final la Suceava, deja a devenit o tradiție și am promisiunea că anul următor, la 4 ani de zile, la 5 ani de zile de la 2014, când am adus o finală a Cupei României la fotbal feminin, voi aduce din nou o finală de Cupa României la fotbal feminin în luna iunie, pentru ceea ce înseamnă național, pentru ceea ce înseamnă fotbal feminin și de promovare. Da, e foarte important. Vis-a-vis de Cupa Satelor, aici s-a consemnat startul, da? S-a consemnat startul, urmează până pe 20-a 3-a, să stabilim exact și în funcție de vremea. 20-a 3-a, adică 20 martie, da? 2019, ce trebuie să încheie prima perioadă, cea de județ. Și trebuie să desemnăm campioana județeană. Până atunci, în funcție și de vremea care ne va permite sau nu, noi ne vom deplasa săptămânal în județul Suceava. V-am zis că avem 6 localități, nu neapărat localități, 6 zone, localitățile stabilim după. Vrem să mergem pe ceea ce înseamnă sat, comună, să organizăm. Noi avem o caravană, o să vedeți că în cursul săptămânii următoare o să și postăm ceva, pentru că am făcut și un filmuleț foarte, foarte interesant și cred eu că la toată lumea o să le placă pe filmulețul care l-am făcut cu caravana și cu tot ceea ce vrem noi să organizăm. Avem și un trofeu care va fi transmisibil, un trofeu special pentru această competiție. L-am văzut. Și va rămâne un an de zile la primărie. Trebuie de asemenea să spun că ați făcut modernizări la sediul AJF și vă felicit pentru felul în care arată acum. Aveți posibilitatea să creați și acele ședințe în condiții mult, mult mai bune. Și pentru ei îi vom dota cu tot ce e necesar pentru analiză video, pentru că am spus și am promis. Cei de la arbitri vor avea posibilitatea să analizeze video toate fazele și toate filmările care le avem noi la dispoziție. Cred eu că e un pas spre normalitate. E clar că e cu totul altceva. Și sperăm să avem liniște. E foarte important ca lumea să creadă în proiectele care vrem să le derulăm și să avem liniște. No, vreau să spun că mi-a plăcut că s-au făcut modernizări acolo și în regulă. De asemenea, știu că iarăși ați plimbat o delegație, niște englezi pe aici, pe la noi, prin județ. Iarăși o să apărem de bine în revistele de specialitate în Marea Britanie. Ceea ce înseamnă că vă implicați așa în promovarea Bucovinei ca agenție de turism. Deci AJF și agenție de turism. Păi nu, lăsând gluma la o parte, an de an Ciprian Anton pe persoană fizică sau prin ce club a reprezentat de-a lungul timpului Cupa Moș Crăciun. Păi urmează, Cupa Iepuraș, luna următoare trebuie să fiu aici la dumneavoastră. Cupa Iepuraș, Cupa nu știu ce. Păi când apar acum 14 județe, păi când mai au nevoie mai de o cazare, mai mănâncă ceva în zonă, mai văd. Adică sunteți parte, pentru că sportul este parte integrantă din joaca asta a turismului. Din punctul ăsta de vedere, pe când să ne așteptăm? Și ne așteptăm de bine sau n-au prea fost în regulă băieții ăștia care au venit cu fotbal în Heaven? Ba da, e clar că de au fost mulțumiți și acum? Păi de ediția trecută au apărut încă 5 în plus. E bine, dacă în fiecare an aducem câte 5, 6, 10, e foarte bine. Eu mă aștept la tura următoare să am un autocar. Haideți să încheiem, pentru că am epuizat timpul alocat acestei emisiuni. Andra, de ce ai jucat pentru Armonia? Câți ani de zile? 3, aproximativ 3 ani. Cum au fost anii ăștia? M-au dezvoltat și pe mine ca om. Trebuie să zic că am câștigat foarte mult din experiențele pe care le-am avut și... Da, am înțeles că ați avut niște chestiuni extraordinare la un moment dat. Povestea, mă, nu știu, pot să-mi confirm sau să-mi infirm meci, nu știu unde, jucat oricum în Ardeal. La o echipă
Și ați fost aplaudate la scenă deschisă. Da, da. Da, să știți că... Și supărați ai lor mai curând pe fetele lor decât lor, da. Băi, uite, au venit de la atâta, au bătut atâta drum, nici nu, că și de regulă mergeați în pioneze, adică 11, maxim 12. Da, 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 am avut și momente în care eram puține, nu reușeau fetele să ajungă, dar v-am zis, nu regret, am fost aplaudate, am fost felicitate de foarte mulți oameni și în deplasare, bine, și acasă. Și ce să zic? A fost frumos. De asta frumos, te-ai apropiat de arbitraj. Mai, să știi că eu am să-ți urmăresc cariera și sper să fie cât mai lungă și cât mai frumoasă. Și data viitoare să vii cu alte două fete, să nu ne blocheze toată emisiunea băieții ăștia, să arătăm că personajul de față nu e misogin absolut deloc, da? Andrei? Da, în încheiere... Ce pot să zic? Sper să avem cât mai mulți participanți la curs, să reușim să întregim un lot mai mare de arbitri. Eu, încă o dată spun, o activitate frumoasă, care după aceea va și pe partea financiară poate să aducă lucruri frumoase. Da, corect. Da. E unul din argumentele pentru care pot fi atrași. Dar eu pe primul loc aș spune activitatea sportivă și faptul să facem sport, pentru că asta în zilele astea e foarte important, a face sport prima dată. E benefic fiecărui om. După aceea, celelalte, normal, în momentul în care te străduiești și vrei să te dedici cât mai mult, roadele vin pe parcurs și eu zic că nu o să regrete persoanele care vor încerca. Am înțeles. Vreau să spun că nu doar fizic și financiar te poți dezvolta, și psihic, adică ajungi, ai meciuri, ai momente în care știi când trebuie să vorbești, ce trebuie să vorbești, cu cine trebuie să vorbești. Înveți cum trebuie cum să trebuie. Te impui, cum trebuie să... Exact. Da, dintr-o anumită perspectivă e foarte interesant, foarte important tot ceea ce se întâmplă. Ați văzut, Nadurut a fost ok cu emisiunea asta, da? Domnul Anton? Eu, ce să vă spun, trebuie să avem încredere în acești tineri, pentru că, într-adevăr, este un schimb, cum am mai spus, este un schimb de generație la ceea ce înseamnă Comisia Județeană de Arbitri. Trebuie să aducem și tineri în prim plan, cum și la Asociația Județeană de Fotbal, când am venit eu în 2014, a fost nevoie de o schimbare. Eu am încredere în ei, le țin pumnii acolo când arbitrează, sunt alături de ei, vor avea sprijinul meu, dar și ei trebuie să țină cont că, cum spun toți, echipele nu pot juca fără arbitri, dar nici arbitrii nu pot arbitra dacă nu sunt echipe. Corect. Cu alte cuvinte, trebuie creat o simbioză cât mai bună. Domnilor, doamnă, domnișoară, vă mulțumesc pentru prezența în această emisiune, iar dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru atenția și răbdarea care ne-ați urmărit. Până la momentul revederii, toate cele bune, tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească.